Într-un triunghi ABC se dau. Deci, ABC se dau A mare, B mare și latura C mic. Asta de aici, da? Păi, ca să aflăm area triunghiului, uite ce aflăm. Facem întâi, cum A mare și B mare sunt 45 de grade, măsura unghiului C mare este cine? 180 minus ăștia doi adunați, da? Minus 105 grade, care înseamnă 75 de grade, da? Deci eu știu și pe ce și atunci aplicăm, spre exemplu, mai trebuie o latură, da? Aplic teorema sinusului, adică A pe sin de A egal cu B pe sin de B egal cu C pe sin de C, da? Și egal și cu de două raza cercului circumscris. Deci avem A mic supra sin de A, sin de 60 de grade, care înseamnă radical din 3 pe 2, egal cu B mic suprasinus de 45 de grade, adică 1 pe radical din 2, egal cu C mic, pe care nu știu, ori sinus de 75 de grade. Și aici aflu una dintre ele, nu știu, să zicem, deci eu știu pe C, uite, eu știu pe A, hai să-l aflu și pe B-ul ăsta de aici, da? Deci din relația aceasta, da, C mi iese că radical din 2B egal cu C pe sin de 75 de grade, adică egal cu 2 pe sin de 75 de grade. Hai să-l calculăm pe sinus de 75, scuze, care este cine? Sin de 45 plus 30, sau dacă vreți, sin de 150 pe 2, același lucru, da? Uite, sin de 75 este sin de 45 plus 30 de grade, care înseamnă sin de 45 e 1 pe radical din 2, ori cos de 30, care e radical din 3 pe 2, plus sin de 30, care e 1 pe 2, cos de 45, care este 1 pe radical din 2, da? Și îmi dă, observați, numitorul comun 2 radical din 2 și sus radical din 3 plus 1. Îl pun aici și obținem B egal cu 2 supra radical din 2 înseamnă 1 pe radical din 2 la, pardon, scuze, 2 supra radical din 2 rămâne un radical din 2 sus, supra ăsta. Supra radical din 3 plus 1 pe 2 radical din 2. Răstorn, radicalul radical e 2, deci e 4 supra radical din 3 plus 1, las așa și pe urmă, sau dacă vrem pot să-l raționalizez și acum. Vine 4 radical din 3 minus 1 pe 3 minus 1 pe 2. Da? Se simplifică și rămâne 2 pe lângă radical din 3 minus 1. Și acum cum îmi cere area triunghiului, area, iată, este produsul a două laturi pe care le știu acum, pe B și pe C, ori sinus de A pe 2. Da? Deci vine BC sinus de A pe 2. Asta e lipa ăla. Da? Așa, deci bine, B ori C ori sinus de A pe 2 și egal cu cine e B-ul? 2 pe lângă radical din 3 minus 1 ori C-ul care era, cât mi-a zis problema, 2 ori sinus de A, A-ul este 60 de grade, deci ori radical din 3 pe 2, totul pe 2. Ăștia se duc. 2 cu 2 se duce, deci vine radical din 3 minus 1, radical din 3, care înseamnă 3 minus radical din 3. 3 minus radical din 3, iată, răspunsul corect este D.